O campanie electorală, dacă veți face parte din ea, presupune și costuri. Sunteți pregătit și financiar să vă asumați aceste costuri? Credeți că partidul o să vă susțină? După cum bine știți și știu și cei care urmăresc dialogul nostru, s-a schimbat în mod clar și radical legislația privind finanțarea partidelor și mai ales privind finanțarea campaniilor electorale. Prin urmare, orice fel de cost în campanie electorală va trebui să țină cont în mod absolut de exigențele noii legislații. Cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă în care se privește și se caută foarte atent mai ales chestiuni legate de finanțări dubioase ale politicii dinspre mediul de afaceri. Prin urmare, în opinia mea, cadrul legislativ este absolut cuprinzător. Cred că și costurile viitoarei campanii electorale vor fi mai mici decât au fost în anii trecuți. Cred că și principalele centre de cost ale unei campanii electorale înțeleg că lucrurile nu mai pot fi gestionate așa cum au fost gestionate în anii trecuți, din motivele pe care le vedem și pe care le înțelegem zi de zi. Tot ceea ce înseamnă aceste activități de pre-campanie mi le asum din bugetul propriu, nu vorbim evident de sume extravagante, dimpotrivă sunt sume importante, dar care pot fi susținute dintr-un buget propriu. În ceea ce privește campania electorală, vom contribui toți cei care vom candida și pentru primar general, primar de sector și pentru consilier general sau consilier de sector, conform legii, de conturile vor fi făcute, apoi și pentru noi și pentru toți competitorii politici se va face o verificare, bugetul de stat va acoperi cheltuielile de campanie și lucrurile vor merge în direcția clar enunțată de lege. Și o ultimă întrebare legată de chestiunea acestea financiare. Veniturile unui europarlamentar sunt mult mai mari decât eventualul venit al unui primar. Pentru dumneavoastră asta ar însemna un regres financiar în cazul în care veți câștiga bătălia. Lumea ar putea interpreta lucrurile astea, de ce ar pleca cineva de la mai bine să meargă la mai puțin bine? Întrebare am primit-o și când am devenit președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și vă asigur că n-am regretat nicio secundă pentru experiența pe care am avut-o la Casa de Sănătate. Felul în care am înțeles cum funcționează sistemul de sănătate din România, faptul că am reușit să pornesc proiectul cardului de sănătate, care mie mi se pare esențial, faptul că am reușit să nu mai avem liste de așteptare pentru cei care așteptau la tratamentele pentru cancer și nu numai pentru cancer. Toate lucrurile pe care am reușit să le fac și mai ales profilul public pe care am reușit să mi-l construiesc au fost extrem de importante pentru cariera mea politică. Sunt în Parlamentul European de 7 ani, însă cred că o carieră politică, un profil public, lucruri care pot rămâne în conștiința celor care te înconjoară și, fără să folosim cuvinte mari, chiar în conștiința electoratului, se pot face mai ales din funcții executive. Iar funcția de primar al Bucureștiului este o oportunitate de a demonstra că poți să faci cu adevărat lucruri și că îți poți lega numele de lucruri durabile pentru comunitatea din jurul tău. Întrebarea pe care o puneți e valabilă pentru toți cei care sunt în politică sau în mediul public. Sunt foarte mulți oameni în Parlamentul României care ar putea să câștige de câteva ori mai mult în mediul privat, pentru că sunt salarii în mediul privat în București de câteva mii de euro cel puțin. Sau ar putea să își dedice energia și activitatea într-un proiect al unei firme private a lor și atunci evident că toate câștigurile materiale ar fi mult mai mari. Dar eu cred că cineva care decide să facă politică o face nu neapărat pentru bani în sine, ci o poate face și pentru cariera sa, pentru imaginea sa publică, pentru felul în care vrea să rămână în rândul celor care îl înconjoară.